Urmează un regal fotbalistic la Târgu Jiu. În perioada 27-29 mai are loc campionatul regional Sud-Vest la mini-fotbal. La Târgu Jiu se desfășoară campionatul regional Sud-Vest, un campionat care va trimite 5 echipe la faza finală, la Deva, la începutul lunii iulie. Miza este una destul de mare, câștigătoarea pe țară va merge în Champions League la acest nivel, în Slovenia, la Maribor. Cred că va însemna foarte mult, mai ales pentru regiunea asta, ceea ce privește dezvoltarea minifotbalului românesc. Doresc să mulțumesc și să, totodată și domnului Buleac Daniel, care a făcut posibil, și al lui Cosmin, care au făcut posibil organizarea acestui important eveniment. Totodată vreau să vă amintesc că în această perioadă, în 27-29 mai, se mai organizează încă 3 campionate regionale. În paralel se mai desfășoară alte 3 campionate în țară. Sper ca această competiție să fie predominată de fair play. Sunt echipe foarte bune, cel puțin din ceea ce am văzut până acum. Va fi o competiție foarte, foarte interesantă. Sperăm că vor veni și suporteri ai mini fotbalului la terenurile unde se vor desfășura jocurile. Mini fotbalul a devenit din acest an și disciplină sportivă. La Târgu Jiu a ajuns și unul dintre sponsorii competiției. O colaborare de lungă durată. Vrem să susținem mini fotbalul. După cum știți, de anul acesta a devenit disciplină sportivă. Așa că doresc echipelor participante baftă și câștigătoarea să meargă la Maribor. Oaspete de seamă a fost Mihai Roman, fost golgheter al Pandurilor. Mă bucur foarte mult că am revenit aici la Târgu Jiu. Este un oraș care mi-a prit foarte bine în trecut. Sunt foarte bucuros că pot să iau parte la acest campionat regional de mini-fotbal. Este un hobby de-al meu, să zic așa, în vacanță și ne bucurăm că putem să luăm parte la acest campionat. Tot el a fost și cel care a dat lovitura de început în primul meci din campionatul de la Târgu Jiu. Astăzi au fost 4 meciuri. Mâine, prima partidă din campionatul regional este programată de la ora 9 între MAV Sports și Dream Team.